Dar să știți că am și vești bune în seara asta, da? Chiar dacă mai greu, domnul Ciucă s-a prins și dânsul până la urmă. Da. Cu discuția despre taxare am ajuns în acest punct. Nu se va introduce impozitare progresivă, ci se va introduce taxă unică. Da. Ce, nu mai înțelegeți nimic, a? Am discutat cu reprezentanții Consiliului Fiscal și în urma discuțiilor și analizelor pe care le-au prezentat, ni s-a sugerat să facem în așa fel încât cota unică să fie într-adevăr cota unică. Deci, până la urmă, s-a discutat să se facă naiba cumva să avem cota unică. Deci, ca să reluăm, că de-aia spun că vorbim ca proști în societate. Da. Discutând despre impozitare progresivă, ne-am dat seama că, de fapt, nu avem cotă unică. Ceea ce am tot spus de foarte multe ori în acești ani, da, degeaba. Și iată, vine acum și premierul țării și spune, domne, da, aveam așa un fel de nimic cu de toate, dar am vorbit să facem cotă unică. Adică, de data asta, chiar o facem. Da? Am vorbit cu niște oameni care se pricep și o facem. O să fie și cotă unică de acum, nu doar o vom numi așa. Nu cred că ar fi o bună practică la nivelul guvernului să modificăm sistemul de taxare al companiilor. Sunt alte măsuri fiscale la care specialiștii în domeniul lucrează. Care specialiști? Nu vă supărați, păi ministrul de finanțe e de la PSD. Cât despre a fi specialist, Sper din suflet că nu la Căciu se referea premierul. Care specialiști, pe bune? Și dacă specialiștii ăia sunt atât de specialiști, de ce nu-i știm și noi? Mor pe asta, specialiștii lucrează. Care, bă, arată-ni? Na, voiam doar să vă arăt cum vorbim noi ca proști așa și pierdem timpul, cât să pară că facem ceva, când de fapt nu facem nimic. Transpirăm aiurea, pierdem vremea cu discuții care au legătură cu realitatea, cum are această cotă unică cu civilizația. Și acum să trecem la următoarea mare prostie despre care se vorbește de atâta amar de vreme și se va vorbi, se pare, pentru totdeauna. Abordarea că mediul privat ține în spate 2 bugetari sau 3 bugetari și nu știu cât pensionari este total incorrect. 32% din volumul contribuțiilor de asigurări sociale de stat, adică banii pentru pensii, sunt realizate de bugetari. Oh, da! Am revenit la discuția asta cu privații care țin în spate pe cineva sau cu angajații care îi țin în spate pe pensionari. Ce oameni limitați, câtă lipsă de înțelegere a lumii, câtă prostie! Mi se par fix discuțiile care ar avea loc într-o echipă de fotbal. Cum ar fi să urle portarul? Bă, nenorociților, bă, fără mine aici fiecare minge pe poartă ar fi gol, da? Da, tipule, însă fix de-aia te-am pus noi acolo, ți-am dat și mănuși, ești tâmpit cumva? Adică noi nu suntem în stare să discutăm societatea ca întreg, ci doar așa, pe posturi, pe separări, pe diviziuni, pe care duce în cârcă, astfel încât să ne putem striga unii altora. Băi, bugetarule, bă, fraiere, panaramă, ce ești putoare! La care ăla, tu vorbești, băi, tistule, că ești scutit de taxe lipitoare nenorocită! Paștele și Evanghelia mamelor și taților voștri! La muncă, ortodoxilor! Din păcate, politicienii noștri sunt cei care alimentează, care hrănesc astfel de conflicte în societate. Mai mult, statul are datoria să le arate oamenilor exact ce se întâmplă cu banii lor. Altfel, oamenii trăiesc cu impresia că taxele se duc doar ca să se țină în spate un aparat administrativ bolnav. Dar, cum spuneam, suntem pe un drum greșit. Scuze, nu e niciun drum. Suntem prin pădure noi. Și hai să mergem o dată, că înnebunim și noi aici.